Cel puțin 37 de persoane au murit în Kârgâzstan după ce un avion cargo s-a prăbușit peste un sat. Aeronava, deținută de o companie aeriană din Turcia, a căzut la scurt timp înainte de aterizare în apropiere de capitala Bishkek. Printre victime se numără mai mulți copii. Avionul care decolase de la Hong Kong s-a prăbușit pe timp de ceață chiar înainte de aterizarea pe aeroportul Manas. 15 clădiri au fost rase de pe fața pământului. Alte locuințe au fost cuprinse de flăcări. Oamenii aflați în case nici nu au avut timp să reacționeze și să fugă. Familii întregi au murit pe loc. Accidentul a avut loc la ora locală 7:30. Aeronava de tip Boeing 747 cu 4 oameni la bord avea 14 ani vechime. Restul victimelor se afla la sol. Sora mea locuiește lângă una dintre casele peste care a căzut avionul. Ea și soțul ei nu se aflau în locuință atunci când s-a produs accidentul, slavă Domnului. Aeronava ar fi trebuit să ajungă la Istanbul, în Turcia, după oprirea pentru realimentare în Kârgâzstan. Vizibilitatea redusă și temperaturile scăzute ar putea fi doi factori care au contribuit la prăbușirea avionului, dar autoritățile nu au precizat motivele exacte ale dezastrului. Președintele țării și-a anulat vizita în China în urma tragediei. Aeroportul internațional Manas, principala aerogară din Kârgâzstan, a fost închis.